Referitor la iminenta sa plecare în Parlament, primarul Laurențiu Leoreanu a declarat că după un interimat al viceprimarului Lucian Micu de maxim 3 luni, guvernul este cel care va decide dacă și când se vor organiza alegeri parțiale. Edilul șef apreciază colaborarea foarte bună pe care a avut-o în toți acești ani cu Lucian Micu. Acest lucru îl va hotărâ guvernul. Sigur că imediat viceprimarul va prelua prerogative de primar. De altfel, eu cu domnul viceprimar Lucian Micu, așa cum am mai și spus, am colaborat foarte bine în acești ani. Colaborăm încă din 2011, de când a venit director la Acvaserv, într-o situație dificilă a acestei societăți și am reușit împreună să o scoatem la final. Iar din 2012 este viceprimarul municipiului și am avut o colaborare foarte bună. Din 2012, Lucian Micu este viceprimar al municipiului, funcție din care a colaborat perfect cu acesta. Colaborarea va continua și dacă primarul Leoreanu va pleca în Parlament. Echipa Leoreanu Primar, Micu Viceprimar se translatează ascendent în Leoreanu Parlamentar, Lucian Micu Primar, și asta spre binele romanului. Practic, echipa nu se schimbă, ci se translatează. Echipa Leoreanu Primar, Micu Viceprimar se translatează ascendent în Leoreanu deputat și Micu primar, ceea ce nu poate să aducă decât un plus pentru comunitate, fiind și experiența, fiind și cunoașterea bine a proiectelor făcute, a proiectelor ce stau să se implementeze și a celor ce se vor implementa, iar eu voi fi mereu alături, umăr lângă umăr, sprijinind aceste acțiuni și cred că voi fi unul din parlamentarii municipiului Roman cel mai implicat și cel mai activ și în ceea ce înseamnă administrația publică locală. În sensul că voi fi prezent în primărie, în sensul că voi fi prezent la ședințe de consiliu local, în sensul că voi purta discuții în continuare cu angajații din primărie. Asta nu înseamnă o uzurpare a celui care va deține funcția de primar, ci va însemna o întărire și a competenței și a informațiilor pe care trebuie să le aibă. Primarul Leoreanu a ținut să mai spulbere și informațiile potrivit cărora se cheltuie bani din bugetul local pentru organizarea unei noi runde de alegeri, aceste fonduri fiind cheltuite exclusiv din bugetul central. Și nu cred că acest lucru va deranja pe nimeni, ci că va fi de foarte bun augur pentru municipiul roman. Iar ulterior, guvernul, sigur, va putea organiza alegeri și aici vreau să facem o mențiune ca să nu existe speculații, că unii spun să fac alegeri, vor cheltui alți bani din bugetul local. Deci, alegerile sunt preluate în întregime de către guvernul României. Din bugetul local nu se cheltuiesc bani, nu se vor mai cheltui bani nici pentru alegeri locale, nici pentru alegeri generale. Așadar, nu se va cheltui niciun ban din bugetul local. Cineva va putea spune, da, dar tot să cheltuiesc bani publici, da, dar să cheltuiesc de la minister care, dacă nu ar fi alegeri, oricum n-ar veni încoace acei bani. Exact cum spunea cineva când discutam de parcuri, de ce nu s-au făcut străzi? Păi dacă e bani de parc, e bani de parc și nu-i de stradă. Dacă e de hidrocentrală, e de hidrocentrală și nu-i de spital. Și dacă nu accesezi un proiect în acest sens, înseamnă că nu iei acei bani. Așa încât o astfel de activitate presupune o alocare bugetară din partea guvernului, care altfel nu s-ar fi făcut către roman. Primarul Leoreanu susține că decizia de a abandona mandatul de edil șef înainte de a se termina de drept a fost luată în contextul în care este din ce în ce mai greu de rezolvat problemele unei comunități, din lipsă de resurse financiare, în condițiile în care, fără sprijin de la București, un primar aproape că nu-și poate îndeplini atribuțiile.